Salutare tuturor, numele meu este Andrei, iar după cum ați citit și în titlu, astăzi facem un haul de pe AliExpress. Vă ziceam în aprilie când am făcut haul-ul anterior cu tot ce mi-am cumpărat în pandemie, când efectiv chiar mă plictiseam, stăteam în casă toată ziua și nu făceam nimic și am dat comanda aia foarte mare de a făcut un clip cu atunci, de era și ziua mea și mă rog, erau mai multe evenimente. Și v-am spus atunci că am pus, cred că v-am zis în clip, așa mi-amintesc, că am pus o comandă și pe AliExpress. Acum am verificat, comanda a fost de 79,97 de dolari. Asta însemnând, stai un pic, asta însemnând 326 de lei și 21 de bani. De banii ăștia mi-am cumpărat 21 de produse. Mie se pare super ok cu 3 milioane 30 să-ți cumperi 21 de produse. Adică mi s-a părut o combinație bună de preț. Că unul dintre ele nu a venit, cel mai scump dintre ele evident, nu. Ce să zic? Hai să încep cu ăsta care nu a venit. Era vorba despre un... o cravată de asta de cowboy care se pune pe șnuri și are un medalion care ar, nu știu să explic, habar n-am. E vorba despre acele curele western. Curele am zis, cravată. Dar asta cu Route 66 nu a ajuns, dar a ajuns asta cu au. Au de la ori de la ce? Mie mi-a plăcut tot timpul de mic, mi-a plăcut foarte mult accesoriile personalizate. Adică mi-a plăcut tot timpul când veneam în clipuri în anii 2000-90 bling-bling-uri și nu neapărat bling-bling-uri, accesorii, haine pe care le aveau artiștii și cu numele lor și personalizate, cu litere, cu inițiale, pe mine mi-a plăcut tot timpul, așa că am o slăbiciune, am văzut asta, cravata asta cu A, a mea e. Am purtat-o o singură dată, cred că am făcut și un clip pe TikTok cu ea, da, sigur, am făcut ăla cu ceva cu școala. Are un sistem foarte interesant, n-am mai avut niciodată. E mișto, cred că o să mai-mi comand, îmi place, sunt altceva, sunt super elegante, sunt altceva. Trecem mai departe. Unul dintre primele lucruri, l-aveam deja pus în coș de un an, nu un an, vorbesc prostii, decât, da, aproape un an, cred, dar nu mi l-am comandat niciodată, că, no, nu știu. Lanțul ăsta, care imită foarte bine sârma aia ghimbată, gardul ăla cu sârmă ghimbată. Nu doar, mă așteptam că bă, o să fie, te doare, poate te înțeapă, nu te înțeapă, e foarte ok de purtat. Singura problemă e că oxidează foarte tare. De-aia e cam dubios dacă îl porți ragât, riști să rămâi cu urme, mai ales acum că e foarte cald și transpiri. Așa că eu l-am purtat înfășurat de două ori pe post de brățară și nu mi-a lăsat urme, dar văd că oxidează. Deci, nu, totuși. AliExpress. Dacă mă urmăriți de mai mult timp, știți că eu sunt foarte mare fan al rozariilor, adică acele lanțuri cu cruci pe care le găsiți la biserică și peste tot. Mie îmi plac foarte mult, nu sunt eu cel mai religios om de pe planetă, dar pentru mine crucea ca simbol o să fie unul dintre preferatele mele etern, pentru că crucea ca simbol mi se pare unul dintre cele mai puternice simboluri ale lumii și dacă port cruci, le port pentru puterea pe care o are simbolul, strict simbolul de cruce și îmi plac mult rozariile astea. Mi se par niște accesorii destul de nișate, mai ales că toată estetica mea și felul în care mă îmbrac și stilul meu vestimentar au cumva o bază a anii 80 și acolo îmi place cel mai mult, mă regăsesc ca estetică și imagine și da, erau niște accesorii destul de purtate la finalul anilor 80, început de anii 90 și aceste rozarii și mi-am luat unul alb, pentru că n-aveam alb. Aveam unul negru, ce mai am? Le-am agățat pe undeva, nu mai am decât unul negru și mai aveam unul de lemn pe care l-am rupt din greșeală. Așa că mi-am luat ăsta alb și mi-am mai luat unul pe care încă nu l-am purtat. Ăsta e foarte colorat, nu l-am purtat pentru că mi se pare destul de dificil, deși când l-am comandat știam că nu o să prea am la ce să-l port, că e destul de dificil de asortat, care are mult prea multe culori. Deci ori l-aș pune la o cămașă albă, ori la ceva care are minim 3 dintre nuanțele de pe ăsta. E destul de dificil, mă rog. Următorul lucru, ăsta a fost cel mai scump sau nu mai știu. Ideea este în felul următor, toate astea nu am mai notat prețurile, nu mai știu, dar dacă vreți neapărat o să caut în mail, dacă vă interesează unul de produse, îmi scrieți și caut în mail și vă dau link-ul cu produsul, de unde mi l-am cumpărat strict de pe AliExpress, că undeva în mail sunt toate, dar n-am mai stat să mai trec prețurile, v-am zis în total cât a fost și ce pot să vă zic e că toate au fost undeva la 2, 3, 4 dolari bucata, mai puțin cravatele astea,
astea de cowboy, că astea au fost cam 7-8 dolari bucata și astea care au fost peste 10 dolari, cureaua asta, când am văzut-o am înnebunit. Știam că merg la risc pentru că, în general, calitatea produselor diferă. Stai, ce am vrut să zic? Adică, cu vestii reprezentate în poză pe AliExpress, nu înseamnă că sunt și ceea ce o să-ți vină prin poștă acasă. Însă, am rămas super impresionat de asta, arată exact ca în poze, arată chiar mai fain ca în poze. Singura problemă e cureaua asta. Nu știu ce să zic, e destul de proastă calitate. Adică e o piele ecologică, e mușa mea, dar nu știu cât o să mă țină. Oricum, eu pentru Cataram am comandat-o și chiar e bombă. Era și pe negru și pe nu mai știu, pe mai multe culori, dar pe alb mi se pare că merge cel mai bine. Argintiu cu roșu și alb. Mi s-a părut că dă super bine. Mi-am cumpărat lanțurile astea două. Aveam impresia că o să fie ceva mai mari și mai mari. Nu cred că am citit eu dimensiunile, sunt foarte mici, adică vin undeva la baza gâtului. Le-am purtat odată și pe ăsta cu anul nașterii 93 și pe ăsta cu A. Le-am purtat o singură dată la o maletă neagră pe gât și dădea fain, arătau fain, de atunci nu le-am mai purtat. M-am gândit că le-aș schimba lanțurile, să le pun niște lanțuri mai lungi și văd eu ce fac cu ele. Uite, deja se și noadă. Nu. Oricum, de oxidat, oxidat foarte rapid. Ăsta cu 93 deja și-a schimbat culoarea. Oare tot în pandemie sau înainte de pandemie? Nu mai știu. Înainte de pandemie mi-am dat gaură în ureche, că am avut acum mulți ani, după am renunțat la ea și mi-am dat iară și am zis, bă, hai să mai comand niște cercei. Și mi-am comandat aceste 3 perechi de cercei. Mi-am comandat de alea de cocalar cu piatră, pentru că mi se pare la unele, nu știu, am eu așa niște filme, uneori când mă îmbrac așa mai simplu, îmi place să-mi pun ceva care să strălucească sau mai elegant și nu, mi-am luat și de-astea de cocalar, taci un pic. Și erau pe mai multe culori, dar m-am dus pe argintiu clasic și mi-am luat și ăsta cu craniu, dar nu știu ce să zic despre el, deci ăsta chiar n-arată cam poză. Mă așteptam să fie mai calitativ, dar oricum astea știi cât au fost? Vreo, nu mai știu cât, 40-50 de cenți, perechea. Deci n-am ce să comentez, chiar n-am ce să comentez. Și acum la capitolul meu preferat, care sunt în general inelele. Am făcut mai nou în ultimii ani o pasiune pentru inele. Mi-am comandat oare acum un an și ceva, mi-am mai comandat niște inele de pe AliExpress și de alea sunt foarte mândru. Bă, nu s-a oxidat deloc și le-am purtat și am făcut duș cu ele, le-am purtat zile întregi pe mâini, nu s-a oxidat absolut deloc, nu mi-a rămas nimic, nu îți rămân pe degete, știi cum rămân în general verde sau negru pe degete de la inele că oxidează, bă, de la alea nu. Și am zis, hai să mai comand de pe AliExpress niște, trebuie să pun pe silent că, bă, nu scrie nimeni niciodată nimic, dar când mă apuc de filmat, pot să zic că ăsta e preferatul meu, ăsta, e dintr-un material, nu știu, e un fel de... E un metal, dar nu oxidează și îmi place foarte mult că nu oxidează. În schimb, celelalte, toate astea, oxidează. Așa că, un truc pe care îl fac eu e că dau cu lac de unghii transparent pe interior, înainte să le port și nu oxidează. Sau cu spray de silicon cu care dai pe pantofi să nu se murdărească, dai inelele și iarăși eviți oxidarea lor. Dar, nu, nu pe termen lung. Și am mai avut unul din ăsta cu exact identic, dar cu piatră roșie. Nu știu unde l-am pus, l-am purtat vineri și nu știu dacă mi-a ajuns că de acasă. În fine, acest lanț pe care îl pui la gulerul cămașilor mi se pare o alternativă foarte mișto. Dacă nu ai chef să porți cravată sau papion și vrei să fii notă mai elegantă, mi se pare o alternativă foarte bună lanțurile astea de guler. Și arată și foarte bine, am făcut niște poze, adică bine mi-a făcut niște poze când am fost la Deva. Foarte mișto arată oricum lanțul ăsta. Și pentru partea grea, care este cea mai extra, mi-am comandat niște perechi de ochelari de soare strict pentru Halloween și pentru perioada Halloween-ului, că știți că mie îmi place foarte mult să fac content de Halloween. Și mi-am comandat ăștia, ăștia și ăștia. Evident, ăștia ar liliac. Mi se par foarte mișto, zici că ai filtru. Problema e că nu vezi nimic prin ei, pentru că au niște dungi și chiar nu prea vezi nimic. Adică strict sunt de poze și de filmări. Ăștia, în schimb, ăștia-s preferații mei. Sunt un pic dubioși, că vin așa un pic lentila în sus și aia mă deranjează, dar îmi plac, bă, nu știu cine a avut ideea asta de design, nota 10, blană, blană. Și acum ăștia, nu știu de ce mi-am luat, pentru că... O să
o să fac ceva și cu ei, că păcat de ei. No, ochelarii știu că au fost undeva la 7 dolari bucata. Și cam ăsta e tot haul-ul. Haul. Niciodată nu știu cum se pronunță exact cuvântul ăsta. Trecem peste. Vă mulțumesc că ați avut răbdare și că v-ați uitat și la acest clip și... Simțeam, adică mi-era foarte dor să fac un clip în care să vorbesc, pentru că ultimele mele două clipuri au fost un fel de experiment mai mult. Un fel de vlog of the day pe cadre rapide. Am încercat să fac și alt fel de conținut. Mie îmi plac și astea în care vorbesc, dar îmi plac și alea super rapide cu cadre de o secundă. Nu știu, vreau să-mi ziceți ce gen de clipuri vreți. Dacă vreți, fac de toate, nu e nicio problemă. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată și noi ne întâlnim pe toate platformele de socializare, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, tot ce vreți și pe blog. Toate le găsiți în descriere, linkurile, și încerc să fac content diferit pe fiecare. Vă mulțumesc și ne vedem în clipul următor. O săptămână excelentă și un final de vară superb vă doresc. Ciao!